Club Nerv organizează în data de 4 februarie 2011, începând cu ora 21, un eveniment special pentru susținerea lui Alin Totorean în lupta lui împotriva cancerului. Exploratorul, fotograful, reporterul, arădeanul Alin Totorean, singurul român care a traversat pe jos deșertul Atacama din Chile, cel mai arid loc de pe pământ. A străbătut sute de kilometri pe jos în singurătate prin Mongolia, Turcia, India, Maroc, Bolivia, Etiopia și a realizat prima expediție românească solitară pe continentul australian. A purtat numele României în cele mai ostile locuri de pe mapamund și prin proiectul său Descoperă-ți semenii, lansat în 2003, ne-a apropiat pe toți de culturi despre care nu auzisem vreodată. Deșertul pe care exploratorul, speleologul, reporterul, fotograful, omul Alin Totorean îl străbate acum, e infinit mai greu de parcurs. Se numește liposarcom mixoid de grad înalt. Donațiile pot fi depuse în contul personal al lui Alin. RO 4019 RNCB 0016 0054 66 82 0001. Titular cont Totorean Ion. Deschis la BCR, Agenția Avram Iancu, Arad. Vă reamintim că vineri 4 februarie 2011 vom organiza un eveniment special. Puteți susține o cauză umanitară și astfel puteți salva o viață.